am găsit la un nou clip despre mai mult sau mai puțin despre fotografie, pentru că astăzi voi merge așa pe un soi de rant. Știți că odată pe an am momente când mai povestesc lucrurile care nu mi se par neapărat normale, dar că de data asta nu vreau să fie neapărat un monolog, deși sunt conștientă că n-am cum să vorbesc în mod direct cu voi, dar o să mă adresez vouă totuși. Și nu neapărat vouă fotografilor, cât vouă oamenilor care apelează la fotografi de data asta și bineînțeles și fotografilor, pentru că ar fi o idee bună să comunic și cu cei care fac asta de ceva timp, să înțeleg cum se simt și ei și să avem așa un soi de empatie comună. În ceea ce privește clipul de astăzi, după cum am spus, cred că ați văzut din titlu dacă am scris treaba asta, vreau să povestesc puțin despre ideea de credite și acordarea de credite. Când spun credite, nu mă refer la creditele de la ING sau de la nu știu ce bancă, ci mă refer la creditele foto. La menționarea numelui celui care a făcut fotografia, paginii respective sau, în fine, brandului omului respectiv. De când mi-a venit ideea asta, mai exact, zace în mine de ceva ani, dar în ultimul timp am sesizat că este un trend și nu doar pentru mine, adică nu doar în ceea ce mă privește pe mine, ci este un trend general în a nu tăgui, nu a da credite fotografului respectiv. Am văzut și la reviste mai mari câteodată chestia asta, deși mai puțin acolo, însă, în general, artiștii, am văzut că treaba asta este super comună la artiști. Nu spun că toți fac asta, dar mare parte, dacă vă uitați pe paginile lor de Instagram, nu veți vedea nicăieri tag fotografului. Și când spun tag fotografului, nu mă refer doar să apeși pe poza aia de pe Instagram și să pui 15 nume acolo, de la machiaj, de la foto, de la, pentru că lumea nu o să-și dea seama. Mă refer la genul ăla de mențiune în descriere, pe care poți să o pui cu puncte, puncte și să lași super, super jos textul, ca să nu te încurce cu ceva, în care se scrie make-up by X, hair by Y, ținută de așa și foto de așa. Mi se pare că este, după cum am zis, un trend în ultima vreme și mi-ar plăcea să înțeleg de ce oamenii în zilele noastre nu mai fac asta, sau nu știu dacă neapărat în zilele noastre, dar din ce în ce mai des astăzi. M-am confruntat recent cu o situație similară, cu niște imagini care nici măcar nu au fost plătite de persoana respectivă, adică au fost făcută o colaborare, a fost o chestie comună între noi, însă cumva m-am simțit ciudat, pentru că văzând postările respective, m-am stat și m-am gândit, bun, dacă poate într-o situație în care ai făcut o plată și să zicem că ai avut un contract cu persoana respectivă, s-a nimerit ca să-ți ceară și ție la rândul tău, poate clientul final, sau să nu fie ok să pui în postarea aia neapărat creditele, să zicem. Deși cazurile astea nu cred că sunt impuse, chiar refuz să cred că există branduri care mai au asemenea stupizenii încât să impună, băi, nu tăgui oamenii care ți-au lucrat, nu spune echipa, adică poți să spui mulțumire echipei mele, la 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 la, menționați efectiv acolo. Și văzând treaba asta, m-am întristat, pentru că mi se pare cumva că există o lipsă de respect în ceea ce privește arta vizuală. Și când spun artă vizuală, nu mă refer doar la fotografie, mă refer și la pictură, mă refer și la desene, mă refer la absolut toate chestiile care nu sunt melodii, pentru că, din fericire, în ceea ce privește melodiile, există pe YouTube chestia asta. X featuring Y și numele melodiei. Și atunci știi că melodia aia este făcută de Xulescu. Sau dacă ai o voce mai recunoscutibilă sau un stil mai recunoscutibil, clar oamenii vor ști că aia e melodia ta. Nu o să încurci niciodată Mariah Carey cu, habar n-am nici cine să spun, cu Rihanna, pentru că sunt clar voci diferite și le vei recunoaște din primă. Plus că, după cum am zis, sunt trecute acolo. Așa că, în cazul fotografiei, mai ales în cazul în care fotograful sau în cazul în care graficianul nu-și trece numele, nu-și semnează lucrarea, pentru că, într-adevăr, nu vrei să obturezi fotografia într-un fel sau altul. Știți că am mai avut noi o discuție cu watermark-ul și dacă e bine să-l punem sau nu e bine să-l punem. Uite, astea sunt situațiile în care cred că unul mic ascuns acolo undeva poate că ar fi o idee bună, deși nu știu cât stau să caute după asta. Și mi se pare cumva că acest trend nu duce decât la un singur lucru, și anume la faptul că cei care lucrează nu vor putea fi găsiți, cunoscuți, apreciați și de alte persoane. Dacă vă întrebați, eu nu știu, ca persoane de rând care nu lucrați în domeniul ăsta, mă, dar ce te vrei tu acolo să apari neapărat că ai făcut poza lui Y? Gândiți-vă la faptul că de multe ori aveți, mie cel puțin mi s-a întâmplat, ca foarte mulți dintre prietenii mei să mă întrebe, știi pe cineva care face poze de nuntă sau știi pe cineva care poate să mă ajute cu evenimentul X și Y, evenimente pe care de altfel eu nu le fac, la care nu merg. Și atunci stau și mă gândesc, oare câte persoane care și-au făcut nunțile sau care au postat fotografii din stilul ăla sau de la evenimentul ăla au
postat de-a lungul vremii genul ăla de fotografii pe care chiar ei le caută sau de evenimente și netăguind fotograful, poate că s-a lăsat impresionat omul la momentul respectiv, dar nu s-a mai gândit și a zis, ok, când mi-a venit timpul o să caut eu. Gândește-te tu dacă ai găsit la un moment dat pe cineva și cât de mult ai stat să cauți efectiv ca să găsești acea persoană care să-ți fie ok nevoilor tale și lucrurilor pe care tu ți le dorești de la o imagine. Mă refer aici din punct de vedere al unui client. Este destul de complicat pentru că nu e ca la pantofi când te duci într-un magazin și vezi un milion de pantofi, un milion de produse, de modele care se găsesc pe rafturile magazinului și să te întinzi mâna spre și zici ok, iau pe ăsta. E mult mai complicat, e nevoie de a discuta cu persoana respectivă, de a rezona cu omul, de a te uita peste portofoliu și toate lucrurile astea iau timp. Plus timpul de făcut research, pentru că dacă scrii fotograf de nuntă sau fotograf de portret sau eu știu ce alte chestii pe Google, o să-ți ia o grămadă și atunci poate ai încredere în persoana pe care o urmărești la un moment dat, poate ai încredere într-o persoană pe care ai văzut-o la cineva și dacă persoana aia nu menționează niciodată fotograful, nu menționează niciodată artistul cu care lucrează, atunci va face mult mai greu acest proces. O altă întrebare pe care aș avea-o eu oamenilor care se gândesc că nu e nevoie să menționeze fotograful, de ce gândesc la modul ăsta? Chiar mi-aș dori să știu care este motivul pentru care e atât de greu să oferim credite. Te-ai gândit vreodată că dacă, nu știu, ai face, nici nu știu ce tip de serviciu să spun sau ce tip de artă să spun, poate că ai face caricaturi, să zicem, și ai încercat să te postezi undeva și oamenii ți-ar prelua lucrurile alea și le-ar duce mai departe. Te-ai gândit cam cât de enervant ar fi faptul că nu ai fi menționat acolo? Te gândi oare la câte persoane ar fi ajuns postarea respectivă și ceea ce ai muncit tu? Evident, fără să-i aparțină persoanei respective, pentru că, repet, dacă poți ceda drepturile de autor printr-un contract, printr-o plată și așa mai departe, în momentul în care există o colaborare de tip pe înțelegere, că de asta v-am spus că de multe ori e bine să evitați genul ăsta de colaborări, mi se pare și mai trist momentul în care nu vezi de la oameni aprecierea asta, nu vezi de la oameni faptul că, băi, sunt ok cu faptul că X mi-a făcut fotografie. Nu mai vreau să discut despre partea în care sunt măcelărite imaginile, în care pozele sunt editate și răseditate de persoanele care le iau și după un timp se gândesc ele că ar fi o idee bună să pună 15 filtre peste. Astea sunt lucruri care deja intră într-o altă discuție și într-un alt subiect. În cazul în care vreți să abordăm și chestia asta, o să o facem într-o zi pentru că am multe de povestit și de spus, dar chiar consider că genul ăsta de atitudine nu duce nicăieri, nu este absolut deloc constructivă și cu siguranță nu o să vă ajute nici pe voi, cei care nu dați credite mai departe, și nici pe cei care au muncit pentru voi. Dacă totuși există întrebarea de ce insistăm cu ideea asta de credite și de ce vrem să ni se acorde credite, chiar dacă poate lucrarea respectivă este plătită, în primul rând mi se pare o formă de respect. Atunci când, în general, se împrumută haine, pentru că știm că în România, și nu numai în România, există treaba asta de tip barter, prin care promovăm alte persoane și ne îmbrăcăm și noi totodată, pentru că asta este situația și este normal să se întâmple așa, este prima, deci designerul sau persoana care ne dă obiectul fizic, palpabil, este prima menționată peste tot. Haine de, geantă de, pantofi de. În momentul în care discutăm poate de make-up sau lucrurile care nu sunt neapărat la fel de palpabile, de imagine, de fotografie și așa mai departe, acolo lucrurile cad total. E drept că astea sunt genul de proiecte care se presupune că nu sunt neapărat ale tale, adică, mă rog, nu le-ai solicitat tu neapărat, însă chiar și așa eu consider că nu împiedică pe nimeni o mențiune, nu împiedică pe nimeni un tag și nu împiedică pe nimeni o recunoaștere a muncii. Un alt motiv pentru care consider că e normal și relevant să faceți chestia asta este faptul că în felul ăsta poți să găsești mai ușor artistul persoana respectivă. Este mult mai simplu, așa cum am spus mai devreme, să uitându-te la o fotografie pe care a postat-o cineva, să vezi mai jos make-up artist, haine, hair, fotografie și așa mai departe și să te uiți pe profilul persoanei în cauză, decât să stai să-ți imaginezi și să întrebi poate persoana care poate nici măcar n-o să răspundă cine ți-a făcut pozele, că de obicei cam nu prea se întâmplă chestia asta, știu din experiență clară și sigură că procentul undeva pe la 10%, cam astea sunt întrebările și știu că mi s-a întâmplat și mie să văd genul ăsta de întrebări la alții, de genul, bine, cine te-a pozat sau de unde ai fotografiile și să mi se spună ulterior, vezi că te-am recomandat, că m-a întrebat cineva cine mi-a făcut poza X și Y. Oare mă întreb, n-ar fi fost mai simplu dacă exista direct un tag către pagină și legătura s-ar fi făcut în mod direct
și organic, să-i spunem. Iar al treilea motiv pentru care eu aș spune chestia asta este pentru că sunt foarte multe situații în care creditele, în care drepturile de autor nu ne aparțin. Știm cu toții că în momentul în care facem o fotografie, noi ca fotografi suntem creatorii de conținut și proprietarii de drept ai imaginii respective. Dacă nu a existat un contract prin care eu să cedez acel drept de autor într-o formă sau alta, parțial, total, prin plată, fără plată, nu contează, pur și simplu, din păcate alea nu sunt în mod legal ale persoanei, chiar dacă persoana apare în imaginea respectivă. Așadar, măcar din considerentul ăsta, măcar din punct de vedere, nu știu dacă legal e cuvântul potrivit, dar măcar din punct de vedere al ideii că poza aia nu ți aparține, că nu este bunul tău de drept, ar fi o chestie de bun simț să existe această mențiune. Acum, revin la întrebarea pe care am pus-o anterior și nu o să vreau să bat apa în piu, clipul ăsta nu o să fie foarte, foarte lung, am vrut doar să încerc să trag un semnal de alarmă și știu că nu mă urmăriți doar pentru fotografie, sunt persoane aici care clar nu au venit doar pentru asta, dar aș vrea să înțelegeți că atunci când lucrați cu o persoană și vă înțelegeți bine cu persoana respectivă, sunteți ok cu pozele, atât de ok încât să vreți să și le postați, nu mi se pare corect, nu mi se pare etic, că tot am vorbit despre etica în fotografie, nu mi se pare moral, nu mi se pare uman să existe genul ăsta de atitudine în care eu le-am primit, sunt ale mele, nicio problemă, mă folosesc de ele, nu mă interesează cine a fost. Este egal valabil pentru absolut toate lucrurile care apar în fotografia respectivă, de la spațiul în care s-a întâmplat imaginea, de la persoana care a făcut machiajul, părul, cei care au dat hainele și așa mai departe, pentru că dacă n-ar fi existat echipa respectivă, acea poză nu ar fi existat. Și nici view-urile, like-urile, postările și așa mai departe de la acea imagine. Așadar, dacă sunt printre voi oameni care ar putea să mă facă să pricep de ce există oameni care încă mai practică chestia asta și din ce în ce mai des chiar, aș fi extraordinar de recunoscătoare pentru că eu personal nu pot să înțeleg ce este atât de greu să pui o mențiune sau un tag. Durează la propriu câteva zeci de secunde în momentul în care faci postarea și mi se pare că te scutește de, nu știu, de chestia asta, să fii pur și simplu indiferent versus munca unei persoane cu care până la urmă ai ales să colaborezi. Nu cred că rănește pe nimeni un tag, nu cred că deranjează o postare sau schimbă ciul unei întreg feed, așa că până la urmă eu cred că este doar o chestiune de respect și de cât de mulți bani dăm pe persoana respectivă. Știți vorba aia cu nu dau doi bani pe tine, cam așa ceva mi se pare că se traduce chestia asta și am vrut să ridic această problemă, deși v-am spus nu este un clip în care să povestim prea multe chestii sau să vă învăț neapărat ceva, dar consider că ar trebui să fiți voi ca fotografi un pic mai atenți la genul ăsta de lucruri, iar voi ca și clienți, ca persoane care lucrați cu oameni ce vă oferă servicii, să încercați să acordați un pic mai multă recunoștință, pentru că până la urmă vorbim despre muncă, până la urmă vorbim despre faptul că nu este ceva ce vă ia vouă bani, nu vă costă nimic să faceți o mențiune, nu vă costă nici imagine, nu vă costă nici bani, nu vă costă nici, hai să zicem, timp, poate, cum am spus, câteva secunde. Deci, până la urmă, de ce să nu o facem? Aici o să închei clipul de astăzi pentru că mai am zis că nu vreau să mă lungesc foarte tare. Am vrut doar să trag un semnal de alarmă și să știți că am vorbit pe bune. Chiar vă aștept în comentarii cu răspunsul la întrebarea de ce nu mai dăm credite astăzi? Care e motivul pentru care nu ne mai interesează și considerăm că totul ni se cuvine? Eu am fost Raluca, vă mulțumesc încă o dată pentru că ați vizionat clipul de astăzi. Ne vedem duminică cu un nou clip și vă urez să aveți un weekend minunat. Cu mai puțin vânt și ploaie. V-am pupat!